Posturile voastre să nu fie ca cele ale fățarnicilor, că ei postesc a doua zi și a cincea, adică lunea și joia. Voi însă să postiți a patra zi și a șasea zi, adică miercuri și vineri. Nu vă rugați ca farisei, ci cum a poruncit Adonai în Evanghelia sa. Așa să vă rugați. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cerul, că a ta este puterea și slava în veci. De trei ori pe zi să vă rugați așa.